întors în studio, stimați telespectatori, suntem împreună cu doamna director Miara Sângerzan și doamna director adjunct Oana Dulea. Liceul de artă Margareta Sterian a găzduit, iată, săptămâna trecută, concursul Margareta Sterian, ediția a 8-a, un concurs, așa cum am spus, care s-a constituit, de fapt, într-un eveniment artistic deosebit, încununat, așa cum spuneau interlocutoarele mele, cu gala laureaților, care a avut loc duminică, 26 februarie, pe scena Teatrului George Ciprian. Să încercăm în partea a doua a discuției noastre să facem cunoscute opțiunile celor care doresc să-și îndrepte pașii către acest liceu de selecție vocațională și v-aș întreba, stimată doamnă Oana Dulea, despre cei mai mici dintre viitorii artiști, adică cei care fac parte din clasa pregătitoare și care își îndreaptă pași împreună cu bunicuța, cu bunicul, cu mamaia, cu tataia, cu mama, cu tata, către liceul de artă Margareta Sterian. Da. Conform calendarului elaborat de Ministerul Educației Naționale, înscrierile au început pe data de 27 februarie, iar pe 28, respectiv ieri, a fost ziua porților deschise pentru copiii din grădinițe care au dorit să cunoască activitatea desfășurată de doamnele învățătoare la clasele pregătitoare, să vadă spațiile în care ei urmează să își desfășoare activitatea începând cu luna septembrie. Liceul de artă Margareta Sterian are, ca în fiecare an de când a luat ființa această clasă, are în oferta educațională două clase pregătitoare, respectiv 50 de locuri. Selecția se realizează prin testarea aptitudinilor artistice, având în vedere că din clasa 1 elevii vor susține aceste probe și chiar metodologia de înscriere în clasa pregătitoare recomandă organizarea acestor testări tocmai pentru a nu înscrie copiii fără aptitudini artistice și după un an de zile părinții să fie nevoiți să-i ducă într-o altă școală, într-un alt colectiv, astfel, mă rog, având posibilitatea să nu se acomodeze așa cum ar trebui. De aceea, pe 17 martie, imediat după finalizarea înscrierilor, vom organiza testarea aptitudinilor artistice, respectiv muzică și artă plastică. Și după acest moment vom putea ști câți copii se vor înscrie oficial în clasa pregătitoare, cele în două clase, de arte. Nu? Sunt două exact. Clase. Sunt două clase, da. Sunt da. Două clase, a câte 25 de locuri. Dar, repet, doar cei care fac dovada acestor aptitudini artistice rămân în liceul de arte, pentru că, sigur, este un liceu vocațional care necesită un efort suplimentar din partea copiilor. E bine de precizat și, asta da. Și pentru cei care vin acolo, pentru că, da, într-adevăr, trebuie să ai ureche muzicală, să cum se spune, sigur. Și să ai o manualitate, inclinație, o inclinație da. către formă, către culoare, mai cu seamă. Sigur că da. Și părinții trebuie să cunoască și să înțeleagă în același timp acest aspect, tocmai pentru a nu crea dificultăți în ceea ce privește parcursul viitor al copiilor. Având în vedere că pe lângă activitățile, pe lângă orele de cultură generală pe care le au toți copiii din școlile generale, din școlile de masă, în liceul de arte se desfășoară și ore de specialitate, astfel încât programul este puțin mai încărcat, dar în același timp pentru cei care au aptitudini, care au înclinații artistice,
este foarte benefic, deoarece le dezvoltă această capacitate și, de ce nu, creativitatea pentru o carieră viitoare. Deci ei pot începe cu această clasă pregătitoare, da. Și cei care doresc să facă performanță vor merge, stimată doamnă director Mihaela Sângeozan, până la clasele 5-8, nu? Da. Pentru că avem aceleași specializări, muzică și arte plastice, și apoi în clasa 9 dau un alt examen exact. Pentru admiterea admitere în liceu, și aici profilul este mai diversificat, alăturându-se cele două secții, arhitectură și artă și arta actorului. Deci pe lângă arte plastice și muzică. Da. Sigur, chiar la clasa 9 la muzică vreau să specific, avem și o secție nouă, secție de muzică tradițională românescă și secție teoretică, ceea ce nu se face în gimnaziu. În gimnaziu se studiază numai secția instrumentală. Să precizăm da. Și câte locuri ar fi în cursul păi acesta al liceului. La clasa 5-a, fiindcă și la clasa 5-a, mai ales la artă plastică, se dau aceste probe de aptitudini, sunt câte 25 de locuri. Iar la clasele de liceu, clasa 9-a, câte 28 de locuri pe fiecare clasă. Pe toate cele patru specializări, da. Să precizăm și care ar fi partea aceasta instrumentală. Deci ce ofertă are liceul pentru secțiile, deci ce instrumente păi, se studiază? Din clasa 1 avem în ofertă și în planul de școlarizare doar două secții, pian și vioară, îmbunătățindu-se și diversificându-se, începând cu clasa a 5-a, fiindcă apare secția de suflător, coarde grave, iar aici aș aminti pe lângă flaut, trompetă, corn, clarinet, la corzi grave, violoncel, violă și chitară. Iar în liceu, așa cum am spus, pot studia muzică tradițională românescă și secție teoretică, profesori de muzică în carieră finală după absolvirea facultății. La artă plastică avem doar secție de artă plastică, unde ei studiază desen, pictură și modelaj. Începând cu clasa 9, se diversifică prin repartizarea la o secție de sculptură, pictură monumentală, pictură grafică, grafică computerizată, design vestimentar, sculptură. Și conservare și restaurare. Conservare și restaurare, da. Iar la arhitectură, o singură secție, arhitectură. Și la arta actorului, arta actorului. Da. La arhitectură chiar ne gândim să încercăm să mai abordăm o latură acestei specializări, însă trebuie făcută mai întâi o evaluare a spațiilor, dar încercăm, chiar ne gândim să abordăm și arhitectura ambientală. Da, o ofertă generoasă și să spunem că sunt copii foarte talentați, să spunem și asta, copii foarte talentați care au venit, au fost la noi la liceu și ne mândrim cu ei pentru că sunt foarte mulți studenți ai facultăților de arte, atât la teatru cât și la facultatea de artă teatrală și cinematografică, cum sigur. Se cheamă ea, da. Și în egală măsură la arte plastice și conservator. Și arhitectură. Arhitecți foarte mulți, avem da. Absolvenți ai Liceului de Artă, mulți dintre absolvenții Liceului de Artă s-au întors în calitate de colegi. Acum da. Sunt... Și facem multe eforturi în acest sens, fiindcă sunt locuri disponibile pentru a-i aduce în rândurile noastre și pentru a susține școala pe mai departe.
Da. E adevărat. Este, e foarte bine pentru că, da, iată, ne pregătim viitorul. Sunt... Aș mai vrea să vin, aș dori să mai vin cu o informație în acest sens. Anul acesta vreau să vin mai mult în sprijinul elevilor care vor, își doresc să dea admitere la liceu și intenționăm să oferim 2 săptămâni de pregătire gratuită înainte de probele de aptitudini care le vor susține prin mai, la sfârșitul lui mai. Pentru a se familiariza mai mult cu ceea ce înseamnă liceu de artă și cu ceea ce înseamnă probe de aptitudini. Și cu exigențele acestor examene care sunt indispensabile într-un liceu vocațional. Să mai spunem telespectatorilor noștri ce fel de, adică este o întrebare care stă pe buzele tuturor. Cu ce ești tu de acolo din liceul de artă? Adică care este specializarea care este trecută pe diploma lor? Pentru că ei primesc, să precizăm acest lucru, da, ei primesc o diplomă. Și atunci trebuie să le spunem că pe diploma absolvenților liceului de artă scrie tehnician? Tehnician artistic. În tehnici artistice, da, nu? Da, instrumentist. Instructor de teatru. Instructor de teatru. Da. Iată, acestea sunt calificările profesionale ale liceului. Da, da, pentru că este important, mai ales în contextul în care aceste exigențe ale timpurilor noastre s-a adăugat acest concept de învățământ dual, este pe deplin acoperit de liceul de artă. Deci pentru că aici există această posibilitate de a te integra foarte ușor în societate, fie și după ce ai absolvit liceul de artă, pentru că de artiști este încă foarte multă nevoie. Suntem așadar, am fost în compania doamnelor director Mioara Sângerzan și doamnei director adjunct Oana Dulea într-o discuție despre artă, despre învățământul artistic din Buzău și nu numai și despre oferta pe care liceul de artă, ofertă generoasă, aș spune eu, o face comunității buzoiene și nu numai. Vă mulțumesc doamnelor și vă urez o primăvară plăcută, frumoasă și succes în activitatea pe care o depuneți în calitate de manageri ai liceului de artă. Vă mulțumim și ca de fiecare dată vom încerca să facem lucrurile cât mai bine și să avem copii și părinți cât mai mulțumiți. Mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit și vă așteptăm să fiți întotdeauna, să puneți în prim plan cultura, arta, să vizitați Muzeul Județean, galeriile de artă și, de ce nu, și Liceul de Artă Margareta Sterian. La revedere!